Bună seara! Anunțiu? Ne vedem după mult timp. Da. Astăzi ce facem? Să zicem mulțumim pentru toți oamenii. Am făcut liste, de fapt ne-am făcut liste că sunt mulți și să nu uităm. Așa? Iubie, să citești tu. Deci, începem cu, mai întâi, Scoția, nu? Scoția. A scris Gia, Gia sau Gia, Oni și Cosmin. Așa, mulțumim mai... pentru că ne-ați ținut și ne-ați arătat Scoția. Și pentru neam, 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 știți voi. Așa, și camera foarte frumoasă. Da, așa și e. Cadouri. Mai departe. Mai departe. Acolo noi am pus... Da, ne-am pus șosetele la, lângă perdea, la geam, sus, una într-o parte, una într-o parte. Poate vine moșul și la noi mai întârziat. Așa, mai departe. Mai departe, Maria Onni. Onni, saranghe! Acum suntem în Londra, nu? Da. Și Ionela și Adi. Mulțumim frumos și că ne-ați luat și că ne-ați dus. Știu că ați vrut să scăpați de noi, știm, știm. Așa. Și Florin și colegi. Mulțumim, Opa. Noi spunem în coreană Opa pentru frate mai mare. Mulțumim, Florin, pentru că ne-ai ținut. Așa, și ne pare rău dacă te-am stresat prea mult. Da. Colegii încolo. Da, și colegii lui, da. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru momentele petrecute acolo. Așa. Așa. Și mai... apoi în Suedia. În Suedia mi-a mărțit mâna, așa. De... Scuze, nimic. În Suedia, Amedeo, mulțumim frumos și mulțumim ție frumos. Pentru că și ne-ai și primit, ne-ai și îndopat, cu alte cuvinte. Așa, și că ne-ai explicat despre viața de acolo și multe. Așa e. Okay. Și apoi în România. În România este că sunt multe orașe. Lasă-mă să mai ții și tu? Mi-a morțit mâna. Deja. Okay, hai să vedem. Mai întâi am trecut puțin prin Timișoara, nu foarte mult. Îți mulțumim, domnule rector Popescu, pentru că ne-ați invitat, vă mulțumim de fapt că ne-ați invitat la eveniment. Așa. Și pentru, mulțumim și lui Alexandru foarte mult că ne-a plimbat un pic, cât am avut timp, așa, îți mulțumim foarte mult că ți-a dat din timp să ne plimbi. Și pentru domnul Raul. Raul. Da. Vă mulțumim frumos pentru momentele petrecute acolo și că ne-ați ajutat să ajungem în Oradea în siguranță. Așa. Succes, foarte bun. Sperăm să colaborăm mai încolo, să reușim să colaborăm și cu Corea. Da. Doamne ajută. Ok, hai să vedem. Apoi mergem la Oradea. Oradea, mulțumim Monica în primul rând. Mulțumim Monica foarte mult, ca de obicei. Tu ne salvezi. Așa, și pentru Andreea și Ioana, vă mulțumim că ați venit. Și ne-a părut foarte bine că v-am cunoscut. Da, și pentru la concert. La concert a fost frumos, nu? Da, așa. Și apoi, stai puțin, după asta mergem în București, nu? Așa. Parcă da. În București, hai să luăm la rând. Mai întâi, fetelor care au venit să ne vadă, mai întâi pentru Julia și Andreea care au venit la noi. Cum au? Sper că nu v-am stresat prea mult cu coreana în bucătărie. Mai țineți minte, nu? Că strigați, Marina, sunt singim. Asta acum vă țin minte. Da. Apoi cine a fost? Doamna Alexandra, vă mulțumesc că ați venit, chiar dacă n-ați putut să-l cunoașteți și pe el, pentru că el a rămas cu fetele sus. Vă mulțumesc pentru sfatul și pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Mi l-ați acordat, că de fapt de mine e vorba. Apoi, mulțumim fetelor din București. Stați așa că acum Elita mai lista. Stați un pic așa, să sper că n-am uitat pe nimeni. Hai să vedem. Ana 1, Ana 2, mulțumim că ați venit. Daniela, îți mulțumesc că ai venit să ne întâlnești. Betty, saranghe. Așa, Mădă, saranghe. De fapt, pe toate saranghe, dar mă rog. Așa. Apoi Mihaela și Gina, sau el a zis altceva, dar eu cred că Gina. Jiha, Gina, eu Gina am reținut. Sper că nu te-am botezat, dacă așa. Te-am botezat, ne cerem scuze. Așa. Apoi, doamna Persita, Teodor și Cornelia, vă mulțumim că ați venit să ne cunoașteți. Ne-a părut foarte bine să vorbim cu dumneavoastră. Așa. Stați puțin așa un pic, că m-am pierdut în liste. Ok, gata, am găsit lista. Apoi, la Iași, mulți. Hai să o luăm așa. Iubi, acum e rândul tău. Nu. Să citești. Să citești. Că țin eu. Da. Doamna Dana. Mulțumim. Mulțumim. A fost prima dată și a fost frumos.
Eu pot să țin și eu. Liliana? De drum. Eu... Nu, e la mama, când de jasuri. Ah, ok, zice că e bălângă în camera, da. Bine, bine. Liliana și Mihaela. Mulțumim frumos, Mihaela. Foarte frumos. Ai stat cu noi toată ziua. Uh-huh. Ana Maria, mulțumim și neapăr bine. Julia și... Iulia, nu e Julia, Iulia. Iulia și... Sper să ne revedem curând. Și sura ei. Da, neapăr bine că v-am cunoscut și mulțumesc că ai venit să ne cunoști. Uh-huh. Și părintele Calistrat și toți părinți, adică preoți de la mănăstirea Plodiceni. Eu am scris, mă înțelegi, da. Așa, Cavis, mulțumesc că ai venit să ne vezi. Chiar așa, și mie, ne-am văzut de puțin, dar nu contează, ne apreciem. Iubisea că nu văd decât Dita mai capul. Nu vreau să văd Dita mai capul. De aia tot încercam. Ok, mulțumim, Gabi. Da, și adică și mulțumim, adică mulțumesc foarte frumos să ne invitați, că ne-ați invitat. Da, și a fost un timp frumos și mulțumesc că ați cum să zic? N-am terminat, iubici. V-ați amintit de mine. Da. N-am terminat. Da, 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 adică okay. Pentru părinții mai întâi. Ah, ok, pentru, trebuie să specific. Mai ales, da. Așa, și apoi, ce, unde e? Aici suntem. Ah, hakce heungnim. Kamsahamida, da. Înțelege română, nu? Mulțumim. Mulțumim frumos. Și pare rău că n-am reușit să vorbim, dar da. Situația e și data viitoare. Timpul a fost foarte scurt. Ai explicat, nu, că data trecută eu am fost și acolo și nu ne-am văzut, nu? La Sadan. Nu sunt sigur. Oricum. A fost timpul foarte scurt, dar oricum. Îmi pare rău și ne mai vedem. Da? Și pentru? Doamna Angelica și domnul Adrian. Familia foarte frumos. Îmi pare rău că nu am reușit să vin și eu. Și ne-am coordonat foarte prost cu timpul, de fapt. Da. Asta este data viitoare, poate stăm o noapte ca să avem timp să ne vedem cu toată lumea. Și mulțumesc că v-ați amintit de mine. A fost foarte frumos. Mulțumim frumos. Și domnul profesor Ovidiu. Mulțumesc sincer pentru sfaturi. Sfaturi. Și da, mă gândesc și o să fac cercetare foarte bun și să urmez sfatul, cum să zic, să urmez sfatul dumneavoastră și încerc să fac cât pot. Așa e. Da. Da. Cam că, așa. Sper că n-am uitat pe nimeni, în caz că am uitat pe cineva, ne cerem mii de scuze. Noi am încercat să ne aducem aminte de toată lumea, dar uitându-ne în poze, dacă ceva ne-a sărit, cineva ne-a sărit și așa, ne cerem scuze, n-a fost cu intenție. Mulțumim tuturor. Familia, iubii. Da. Eu n-am scris cu gândul că o să zic, dar vezi dacă n-am scris. Mulțumim tati și Lili și Claudia că ai venit să ne vezi. Și pentru mătușa Tereza și Adi și toată lumea. Vă mulțumim pentru momentele frumoase petrecute acasă. Așa. Ne-am simțit foarte, foarte, foarte bine și sperăm să revenim curând. Iubie, că bălângă mai mult decât mie în Antejo. E puțin greu. Așa. Noi ne-am simțit foarte bine, deși timpul a fost în ghilimele lung. Foarte scurt prin toate locurile și n-am apucat să vedem foarte mult, să discutăm foarte mult și așa mai departe, de aceea data viitoare ne vom pregăti mai bine cu timpul. Așa, trebuie. Așa și promitem că revenim și la mesaje, n-am reușit să răspund la toată lumea, îmi cer scuze, multe mesaje am, dar n-am reușit încă. De fapt, noi dormim, mâncăm, de când suntem acasă și așa. Așa. Și ce-a fost, și ce-a fost? Și ce? Fusul orar. Da, fusul orar. Din cauza asta, noi ne culcăm, chiar totuși ne culcăm 11 sau ceva, ne trezim la ora 3 sau 4 și nu putem dormi. Și apoi adică am dormit și adică decidem să dormim foarte puțin, măcar până 6, cam așa, dar ne trezim iarăși la 3-4 după amiază. După amiază. Deci, nu știu. Da. Cred că am tras multe ore pe care nu le-am dormit acasă, în excursie.
Așa și cam, oricum, nu mai contează, ne revenim noi. Cam asta este deocamdată, nu știm exact ce va fi, ce nu va fi, dar sperăm să revenim mai des acasă, să ne vedem mai des. Și dacă veniți în Coreea, să nu uitați să ne scrieți. Încă o dată vă mulțumim, iubii mei, amorții, mâna, hai să vedem. Așa, gata, gata, gata. Așa, încă o dată vă mulțumim tuturor și apreciem timpul, nu? Desigur, cum ne pare rău că nu am reușit să ne vedem cu toată lumea, din păcate nici noi nu am avut foarte mult timp și înțelegem că au fost sărbătorile și fiecare a fost ocupat sau nu a avut liber la muncă, înțelegem perfect. De aceea sperăm să ne vedem în curând. Da. Ok, cam atât. Sincer. Ne vedem! Mulțumim frumos! Mulțumim încă o dată! Pa!